Părinte, eu n-am făcut nicio aluzie la ce spun ei acolo. Da. Deci nu știu de unde au scos-o. Eu știu ce am vorbit, că am vorbit liber. Ideea asta a fost că Dumnezeu ne iartă oricât de mult am greșit și nici mulțimea păcatelor nu e o piedică în iertarea lui Dumnezeu, numai ca noi să ne recunoaștem greșelile, să ne spovedim, să ne luăm un duhovnic. Eu am început prin a spune că viața e un dar de la Dumnezeu. Acest dar nu este egal, unii au câteva zile, alții sute de ani. Și de atunci biserica a tras concluzia că viața este o taină, nimeni nu știe când se naște, moartea este de asemenea o taină, nimeni nu știe când moare. Și iată că viața uneori poate fi scurtă. Cum s-a întâmplat, la 43 de ani el a părăsit această viață într-o zi de sărbătoare mare, când după tradițiile ușile raiului sunt deschise, el merge la Dumnezeu, nu a avut niciun substrat și nici până gând nu mi-a trecut, pentru că eu sunt văr primar cu tatăl mortului. Deci văr primar. Și el după slujbe chiar mi-a mulțumit, i-a plăcut cum am vorbit. Și bai, ai vorbit pe sufletul meu. Eu mă cunosc pe când eram copii, dacă-i văr primar cu mine. Da. Taică-s-o cu mama, frate. Așa. Și am dat un exemplu, că Dumnezeu ne iartă orice păcat și oricât de mult am greșit, că suntem fiii lui, luat de undeva din Pateric, dar redat în ziarul Lumina, că de acolo l-am luat, și pilda era în felul următor. Un tânăr, frate de mănăstire, a văzut o fată frumoasă și a zis că el vrea să se însoare. Și atunci el a mers la tatăl fetei să-și ceară în căsătorie și era preot păzând. Și tatăl a zis să întreb pe Dumnezeul meu. L-a întrebat pe diavol și diavolul i-a spus, zice, dacă se lapădă de Hristos, de botez și de mănăstire, atunci vom mai vedea. A venit tânărul, i-a spus tatăl ce a zis așa și a zis, zice, da, mă lapăd și de Hristos și de mănăstire și de botez, numai să fiu cu această fată. Și iar a întrebat pe diavol tatăl și i-a spus, zice, să nu-i o dai, pentru că Dumnezeul lui încă nu l-a părăsit, este cu el. Și atunci tânărul și-a venit în fire și a zis, dacă eu m-am lepădat de tot ce era mai sfânt, de botez, de mănăstire, de Dumnezeu, și Dumnezeu nu m-a părăsit și nu mai plec din mănăstire. Asta a fost exemplu care l-am dat eu și care poate au tras ei concluzia că eu aș fi bătut flow apropo despre gay, despre căsătorii, nu știu cum. Deci nici până gând nu mi-a trecut așa ceva. Am înțeles.